Bună, dragi copii! Sigur vă amintiți că nu de mult am învățat despre plecarea evreilor din Egipt. Dumnezeu le poruncise tot ce trebuie să facă în ultima lor zi în Egipt, chiar și ce trebuie să cuprindă masa din acea seară. Ei trebuiau să servească în noaptea plecării carne, pâine nedospită sau azim și ierburi amare. Deși Dumnezeu le-a spus exact ce trebuie să cuprindă această pâine nedospită, eu am fost curios cum se face. Fiind un mare amator de clătite, gogoși, plăcinte și alte aluaturi, să le fac, dar și să le mănânc, m-am gândit să încerc și rețeta aceasta. Am fost tare bucuros când am aflat că avem nevoie doar de două ingrediente. Și nu era drojdia printre ele. Ce bine că, dacă trebuia drojdie, n-aveam de unde să găsesc drojdie în zilele astea. Deci, pâinea nedospită sau azima este pâinea fără drojdie. Acum, de ce avem nevoie? Avem nevoie de făină, cam 200 de grame, aproximativ o cană, și jumătate de pahar de apă, apă cât cuprinde, și o tigaie. Ok, avem făină și apa. Doar de atât avem nevoie? Da, doar de atât dacă vrem să respectăm rețeta evreilor de pe atunci. Eu cred că voi știți ce înseamnă apă cât cuprinde. E foarte ușor. De aceea, haideți în bucătărie și să facem împreună această pâine. Știu că puteți, că e foarte ușor. Deci, haideți la treabă! Acum, adăugăm făina într-un bol puțin mai mare și adăugăm încetişor apă, timp în care amestecăm, până devine aluatul exact cum ni-l dorim. Când aluatul nu e nici prea tare, nici prea moale, numai bun de întins și l-am frământat bine, bine cu mâinile, luăm un dog pe care întindem o parte din aluat. Îl întindem cu întinzătorul cam cât o lipie. După ce am întins bine aluatul și tigaia încinsă, atenție, fără ulei, punem aluatul în tigaie și așteptăm să se prăjească. Este foarte bună, dar merge cu ceva deasupra, ceva dulceață sau poate chiar miere. Am miere aici, dar vă las pe voi să hotărâți asta. Eu vreau să vă spun acum, dragii mei, că nu degeaba m-am gândit la rețeta aceasta. Am vrea să ne amintim împreună de noaptea în care a fost vândut Domnul Iisus și ce a făcut El în noaptea aceea. Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Domnului Iisus, a făcut un lucru foarte rău. Și anume, l-a trădat pe Domnul Iisus. A mers la mai marele preoților și l-a vândut. Cei ce îl urau pe Domnul Iisus s-au bucurat foarte mult și i-au dat bani lui Iuda. Acum, Iuda aștepta momentul potrivit să-l vândă pe Domnul Iisus. Sărbătoarea azimilor se apropia. Și ei pe atunci aveau obiceiul să jertfească un miel. Ucenicii au mers la Domnul Iisus și l-au întrebat: Învățătorule, unde vrei să pregătim Paștele? Domnul Iisus le-a spus: Intrați în cetate, în oraș, și veți vedea un om care are un vas cu apă. Mergeți după el și să spuneți proprietarului casei în care va intra. Învățătorul a întrebat: Unde este camera de oaspeți unde pot mânca Paștele cu ucenicii mei? El vă va arăta un loc undeva sus și acolo va fi o cameră mare pregătită special pentru lucrul acesta. Doi dintre ucenici au mers și au găsit exact cum i-a spus Domnul Iisus și au pregătit Paștele acolo. Seara, Domnul Iisus a intrat în camera aceea cu ucenicii și în timp ce mâncau, Domnul Iisus le-a spus: Adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde.
ucenicii s-au speriat, s-au întristat, l-au întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, nu sunt eu, nu? Domnul Iisus le-a spus, este unul dintre voi, unul care mănâncă acum la masă cu mine. Se va întâmpla ce este scris, dar vai de cel ce mă va vinde. Ar fi fost mai bine pentru el să nu se fi născut. În timp ce mâncau, Domnul Iisus a luat o pâine, o azimă, a mulțumit lui Dumnezeu pentru ea, a frânt-o, a dat-o ucenicilor și le-a spus că aceasta simbolizează trupul lui care se va da pentru ei. Apoi a luat un pahar cu vin, le-a dat ucenicilor și a spus că acesta simbolizează sângele lui care se va vărsa pentru ei. După aceasta, au plecat înspre muntele măslinilor. Pentru evrei de atunci, sărbătoarea Paștelui era un lucru foarte important, în care ei își aminteau de eliberarea lor din Egipt, din țara robiei. Ei trebuiau să jertfească câte un miel perfect, fără cusur, la fiecare sărbătoare de Paște. Mielul acesta simboliza protecția lui Dumnezeu față de judecățile egiptenilor. Dar de data aceasta, Domnul Iisus a spus că El va fi mielul jertfit. Pentru că El era singurul care putea să facă aceasta. El era singurul perfect. El era singurul fără păcat. Dacă crezi în jertfa Domnului Iisus, sângele Lui te poate curăți de orice păcat, astfel fiind iertat de judecata lui Dumnezeu pentru păcatele tale. Cred că știți și voi și ați observat cum părinții voștri și ceilalți credincioși din biserică sărbătoresc această ultimă cină a Domnului Iisus. Este un moment foarte important. Un moment în care ne amintim de eliberarea noastră din robia păcatului. Ne amintim de iubirea Domnului Iisus. Ne amintim de dragostea Domnului Iisus cu care a ales să moară la cruce pentru păcatele noastre. De aceea am vrea de acest Paște, de această sărbătoare, să fim recunoscători Domnului Iisus, pentru că El a ales să moară, El a ales o suferință foarte grea, astfel iertarea păcatelor noastre fiind posibilă. După cum spune și în Biblie, în 1 Corinteni 15 cu 3 și 4, spune: Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Domnul Iisus a murit și a înviat. A înviat pentru mine și pentru tine. Astfel, noi să putem avea păcatele iertate, să fim iertați și scutiți de judecata lui Dumnezeu și să putem fi împreună cu El. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte mult că am avut ocazia aceasta să vă povestesc despre Domnul Iisus în această zi specială de joi. Acum vă doresc o sărbătoare de Paște plină de bucuria învierii Domnului Iisus Hristos și nu uitați să sărbătoriți cu recunoștință în inimă pentru tot ce a făcut Domnul Iisus pentru mine și pentru tine. Acum să nu uităm de pâinea noastră. Acum o să o rup așa în câteva bucăți și mă gândesc ce să fac cu bucățile astea. Eu m-am gândit pe una să pun dulceață. Pare, cred că este bună cu ceva dulce. Așa, pe una miere, pe una pot să fac o bucățică de pizza, dar mai am avea bucăți. Am vrea să vedem ce idei aveți voi. Ce puteți pune voi pe această pâine ca să fie cât mai bună. De-abia aștept să văd ce faceți voi.